Cine va câștiga campionatul de championship este întrebarea mea pentru voi, bineînțeles răspunsurile le puteți lăsa în secțiunea de comentarii a acestui videoclip pentru sezonul 2023-2024, sezon în care ne aflăm și noi cu această carieră. Vorbim în FIFA, dar puteți lăsa răspunsurile și pentru realitate, iar noi ne întâlnim bineînțeles în acest moment cu cei de la Harrogate, care au 7 puncte, iar noi avem 9 puncte după 7 etape. Eu sunt Cătălin, iar noi suntem Erdington Bulls. Novak este în poartă cu 66 overall, Cuevas este pe linia de uh, fund, ca să-i spunem așa, linia defensivă, de fapt s-ar uh, spune mai corect. În stânga cu 68 overall Paul, 66 overall în centrul defensiv alături de Griffiths, Thomas cu 58 overall uh, și Griffiths are același overall doar că Thomas uh, este pe partea dreaptă, adică right back and... Uh, Uh, m-apucasem să vorbesc în engleză dacă vă vine să credeți eu fac parte dintr-un club de fotbal internațional București se numește și uh, sunt obișnuit să mai vorbesc engleză de pe acolo cât înțeleg eu cât știu cât uh, pot să vorbesc cu băieții pentru că noi suntem o echipă internațională ca să i spunem așa, suntem în Liga A5 a 5 în acest moment Tucker se află în fața apărării celor patru fundași din fața lui Novak, Jansen și Schulz completează centrul terenului, iar în laterale avem pe Reid și pe Nielsen, iar în fața este Kent, echipa celor de la Hargate Town, o să o vedem imediat când vom analiza ce o au cei de la Hargate, să putem să vedem bineînțeles și vorul lor, nu doar pe al nostru, n-am înțeles de ce n-a introdus FIFA treaba asta Uh, înainte parcă se putea vedea Acum nu mai poți să mai vezi ce over are echipa cu care vei juca Decât în timpul meciului. Ceea ce mi se pare o aberație În fine pentru că orice uh, antrenor care are o echipă sub mână Orice manager, orice patron studiază echipele cu care va juca Așa că... Vom face și noi asta în acest moment, abia înaintea începerii partidei Fără să știm pe cine să băgăm, pe cine să menajăm și tot așa În fine, uh, ei l-au în față pe Luke Armstrong cu 64 overall alături de Ryan Neal Fostul nostru jucător cu 53 overall Iată ce întâlnire superbă, Ryan Neal care știm că este destul de periculos este titular în această partidă contra fostei sale echipe care nu i-a acordat prea multă încredere, dar noi l-am dat pentru că nu putea să mai crească. Nu mai creștea el, el normal arăta fifa că va crește, dar foarte, foarte greu se mișca băiatul ăsta. Interesant, deci alături de uh, Isa, Luke Armstrong, pardon se află Ryan Neal. Ce surpriză superbă. Muldon este uh, mijlocaș lateral stânga cu 62 overall, 65 pentru Alex Pattison, mijlocaș central, mijlocaș central de asemenea și Falkingham Josh, 62 overall, 63 George Thompson, Uh, mijlocaș dreapta left back este Daniel cu 6, Rivas pardon, cu, pardon, 65 overall Kyle Ferguson 58 overall pentru acest jucător uh, în centrul apărării alături de el este Anthony O'Connor 63 overall uh, Kane uh, Kaine, cum se pronunță asta Ramsey, Ramsay în fine 64 overall pentru right back-ul celor de la Harrogate, iar în poartă este Mark Oxley cu 59 59 overall și de asemenea cei de la Harrogate îl mai au și pe Balogan cu 45 overall împrumut, el este împrumutat de la echipa noastră pentru două sezoane, la cei de la Harrogate Town, uh, uriașul nostru jucător, ce întâlnire superbă o să avem Sper că totuși va fi o întâlnire fericită pentru noi Nu pentru Neil și nici pentru uh, Andrew Balogan Care se află împrumut la Harrogate Town uh, Îl mai au pe Brad Williams Wow ce-a căzut uh, echipa asta Ce uh, ori se formează, se reformează Nu știu ce a făcut uh, Înainte nu, de, nu reușeai să te apropii de ei, dar acum uh, sunt, vedem, avem jucător în teren cu 53 overall, uh, jucător de rezervă cu 45 pe, pe foaia de joc chiar, uh, jucător de rezervă cu 53 overall din nou, Toby Sims 59, Emanuel Ilesamni 55 overall și pentru el, uh, 62 pentru Levi Sutton, he, uh, Nelson Hernandez 65, Uh, și Pete Jameson, uh, 58, ăsta este sigur portar. Da, interesantă întâlnire, interesantă echipă, interesant duel. Ei mi se pare că sunt pe loc, nu mă știu, dar noi parcă suntem pe 13, ceea ce este bine pentru noi. Uh, este un campionat destul de strâns, să știți. De Luke Armstrong mi-e cel mai frică și bineînțeles de Nil și Balogan. Jucător Nil are numărul 10 pe tricou, dacă vă vine să credeți. Jucători trecuți pe la echipa noastră. Balogan are înălțime 6, picioare 6, 6 foot 7, așa zic ei. Iată Alexa n-a avut timp să se schimbe de la meciul trecut. Da. Și va fi periculos, foarte periculos pentru noi dacă îl vor introduce pe Balogan și dacă Nil va reuși să aibă vreo apariție în careu pentru că știm că Nil este un taur adevărat, este un jucător solid, foarte solid. Nu avem cui să pasăm, așa că vom încerca un lung de linie. N-a ieșit. N-a ieșit acest lung de linie. Dar foarte bine, Cuevas. Ia pasa lui Jansen. Care Jansen are o viteză foarte mică și îi pasează lui Raid, care este deposedat imediat. De jucătorul cu numărul 20 al celor de la Hargate. Să vină cineva ca să o dăm în față, mă, pe bune. Stăm retrași noi în fața acestei echipe care am promutat doi jucători execrabili de la noi. Falkingham recuperează mingea și pornește un contraatac pentru cei de la uh, Hargate Purtat prin Nil acum, numărul 10 pe tricou pentru fostul nostru jucător. Thompson, nu este Thompson al nostru. Este alt Thompson, este Thompsonul lor Să vedem ce face Bun, a făcut foarte bine Jans că i-a pasat lui Tucker Care ar trebui să descurce și foarte bine Lasă mingea acolo uh, băiatul acesta Haide, băi băiatule, bă, -chiere! Din pasa lui Nielsen Ne-a ieșit acest contraatac extraordinar Era cazul să ne revenim și să ne închegăm ca echipă și mai ales să batem asemenea echipe. Noi am fost în sezonul trecut în situația celor de la Harrogate, poate chiar mai rău am fost, pentru că Neil în sezonul trecut la noi avea 50 overall. Da. Kent marchează în minutul 19, 4 goluri în acest sezon pentru Kent. 4 goluri în 8 meciuri. Bănuiesc că statistica este făcută doar pentru campionatul pe care îl avem în fața ochilor, nu și pentru cupe. Haideți să încercăm să ne repoziționăm totuși pentru că sunt aglomerați pe partea aia. Și primește mingea Jansen care are posibilitatea să-i paseze lui Reid care îi pasează lui Kent care șutează X extraordinar de rău. Ce a vrut să fie asta? Puteam să avem 2-0 și să jucăm și noi partida asta mai liniștiți. Foarte bine a respins Jansen. Până la duelul pe care îl porta Kent acolo cu apărătorul celor de la Harrogate. ai acum la minge, îi pasează lui Nil, care știm foarte bine că nu știe să paseze și mingea este la Tucker, care îl preferă pe Schulz. Schulz, să vedem, îl preferă pe Nilsen dar a ieșit foarte bine la intercepție fundașul dreapta al celor de la Harrogate. Tucker a reușit în recuperarea mingii, a ieșit și a reușit să recupereze mingea. Să vedem ce va face Jansen dacă Băi, băiatule, asta trebuia să fie tare unul încet. Bă, pe bune, mă. Haide Kent, pasează lui Jansen. Pasează lui Jansen care n-are viteză, Jansen, Jansen. Să vedem dacă îl găsește pe Nilsen. Îl găsește pe Nilsen, dar nu reușește acesta să bage mingea în poartă dintr o poziție extraordinar de bună. N-am înțeles. Pasa lui uh, Nilsen care a fost parcă al a fost acolo Nu, Janssen, pardon A fost o pasă Pe care eu am dat-o cu triunghiul tare El abia a dat în minge -o fi a ajuns la minge A bătut vântul ea, -a, a, a sărit dintr-un dâmb Că vedem ce stadion execrabil Au cei de la Harrogate Execrabil, e verde tot Cu dungi chiar Și să vedem ce poate face Schultz din păcate nu are foarte multe soluții și întoarce la Thomas, care uh, a avut ultima apasă dată către Griffiths în această repriză. Repriză care s-a încheiat cu scorul de 1 la 0 pentru echipa noastră. Barrow este condusă de Walsall la pauză, Grimsby de Swedon, uh, Da, sau Grimsby, nu mai știu, na, na, ce-am zis. În fine, mă concentram acolo să nu cumva să dispară chestia aia, pentru că nu ți rămâne chestia aia, ci dispare foarte, foarte repede și e, nu știu cum să zic, destul de greu să a pus să zici toate acele scoruri. Nici măcar un englez nu cred că ar reuși să citească toate acele echipe și scoruri în, într-un timp atât de scurt cum dispare chestia aia. Alaba este transferat de cei de la Liverpool și va purta numărul 5 pe tricou. Acum îl vedem pe raid la balon care îi pasează lui Thomas, nu lui Cuevas, pardon, care sare mingea din Cuevas în ultimul hal și a fost obligat Duker uh, să încerce să, fa să facă o alunecare sau un fault în exteriorul uh, careului, dar nu a reușit să iasă acel fault și vedem un uh, primul șut pe poarta al celor de la Harrogate în minutul 57 a venit. Uh, a fost foarte, foarte atent Novak. Uh, haide să încercăm să pornim pe contraatac, să dăm o pasă simplă. Dar raid să duse se departe rău de tot. Mingea a fost oricum ușoară dată de uh, Ceafi Cuevas. A venit uh, foarte bine Jansen acolo parcă să ajute și a reușit să scoat uh, mingea din teren. Iese Nil și intră, cred că un atacant foarte bun sau un mijlocaș Înainte, te rog frumos să mă lași și pe mine să vorbesc cu oamenii ăștia de pe meau Te rog, știi că te iubesc extraordinar de mult, dar nu mai țipa după păsărici Da, să vedem cine a ieșit a ieșit Nil, bineînțeles, 5,8 note și a intrat Williams, mijlocaș și ofensiv și a trecut Muldon în atac, care știm că e foarte periculos în atac. Da, Brad Williams, tot 53, nu este rău, dar sunt periculoși și Muldon și Luc acolo, foarte, foarte periculoși. Jansen îl vedem la noi foarte, foarte obosit. Haideți să vedem și niște note am văzut uh, în aparență că acest Kent ar avea 7,3, Raid 6,1, Jansen 6,8, deci a muncit foarte bine, cred că el i-a dat pasa lui... Nu, Nilsen a dat pasa lui, uh, nu, dat pasa lui, uh, lui uh, Kent și îl avem pe Schulz acum. Lucy, te rog eu frumos, mă, tati. Schulz 5,8, uh, Nielsen 6,8, Tucker 6,4, Cueva 6,2, Paul 5,9, Griffith 6,4, Thomas 6,1 și Novak 6,3. Deci ar fi de schimbat Schulz și cu Paul. Uh, da. Să vedem momentan s-a bătut autul așa că trebuie să fim foarte foarte atent. nu s-a bătut, arăta că s-a a recuperat foarte bine Jansen care pasează lui Paul care cu această minge are șansa să dea o pasă mai bună și să-și mai crească nota pentru că din pase bune uh, poți să-ți crești nota până la urmă ce merge așa greu această minge pe stadionul ce zici că plouă Așa se simte efectiv uh, Trebuie să calmăm jocul Și să fim atenți să nu fim prinși pe contraatac Pentru că este foarte foarte periculos Să-i pasăm lui Cuevas Care are șansa să-l lanseze pe uh, Jansen Care este lent bineînțeles Și recuperase pentru moment Tucker, Care i-a dat mingea tot unui adversar Și suntem prinși acum pe atac Vedem că s-au strâns toți fundașii noștri pe centru, dar foarte bine intervine Griffiths care îi pasează lui Nielsen. Și are șansa unui contraatac, dar acesta îl preferă pe Schulz ca să schimbe flancul cel mai probabil. Să vedem ce preferă Schulz. Îl preferă să-l găsească pe Kent care uu, a avut șansa de 2 la 0, dar acea bară efectiv n-a vrut să... De ce mi s-a schimbat jucătorul când eu am băgat alunecare pe bune? Ce eroare este asta? Iar trebuie să câștige cei de la Harrogate sau să nu-i batem? haide mă fraților, haide Griffiths Tu ești baza, tu ești baza tu ești bază, tu ești baza Bine, bă, bă bravo, Nilsen Minutul 90, un minut de prelungire Este timpul ca și să tragă de acest balon cât mai mult posibil Să-l aștepte pe Kent, care ar trebui să intre în careu Dar Kent nu intră în careu Dar mai avem un și la poartă 2 la 0 în minutul 94 Pentru echipa noastră marchează în sfârșit Jansen din nou și reușim să terminăm această partidă Cu un golaveraj de 0 goluri luate și două date Golaverajul contează și el foarte mult Fără să facem vreo schimbare în acest meci Extraordinar Foarte frumos Era cazul să batem o asemenea echipă Overall spune totul Dar Sezonul trecut a fost unul foarte, foarte greu pentru noi. Și acesta a fost finalul meciului, dar mai rămânem pentru discuții aici. Nu s-a terminat episodul. Lexa se duce să-l compătimească pe antrenorul celor de la Harrogate. Iar acesta bineînțeles că o felicită pe Lexa Bun Avem 12 puncte Haideți să vedem notele echipei noastre Kent 7,5 Player of the match Da Jucătorul meciului 6,3. Jansen, 8,2, care, nu, player of the match este Jansen, wow, care a dat și gol, din câte știu, super, Schulz 6,6, 7,2 pentru Nilsen, Tucker, 6,7, uh, Raid are cea mai mică notă până acum, din câte observ, da. Uh, Cueva 6,7, Pol și-a revenit de la 5,9 și a ajuns la 6,6, Griffiths extraordinar, Thomas genial cu 6,7 uh, și Nova când poartă 6,6. Mă bucur foarte mult pentru Jansen, poate așa va crește și va reuși să-și uh, capete încrederea de a fi un mijlocaș central. Pentru ei 6,5 Luke Armstrong, Muldon 6, Williams 5,7, Nil, 5,8, Pattinson 5,9, Thompson 6,6, un alt Thompson al lor, mijlocaș dreapta, Falkingham 6,3, Riva 6, Ferguson 5,8, O'Connor 6,4, Ramsey 7,3, și Oxley 5,9 Balogan nu a jucat Astea sunt rezervere, cred că o singură schimbare au făcut și ei, exact, se vede acolo pe grafic. Să mergem să încercăm uh, să ne lăudăm jucătorii Walsall a bătut până la urmă cu 3 la 1 pe cei de la Barrow acasă în în Barrow in Furness, și asta se numește regiunea din care este Barrow. Some the match? Să vedem ce are de spus Lexa în acest mini-interviu. Uh, da, noi chiar am crezut că vom câștiga și chiar uh, speram uh, să fie un joc bun. Aveam nevoie de acest joc și de aceste două goluri. Exact, exact. Uh, da. Ce putem să spunem? Am uh, meritat uh, jocurile, golurile pe care le-am avut în această partina, în acest joc. Contează foarte, foarte mult pentru noi, pentru moralul nostru. Băieții au văzut că se poate, și suntem întrebați din nou de ce a fost așa de dificil să o batem pe Harrogate, adică de ce n-a fost un rezultat categoric mult mai devreme. Poi, uh, ce să zic, uh, s-au apărat într-adevăr destul de bine. Asta trebuie spus, echipa noastră are Ai, un moral spus, destul de fericit, destul de happy, ceea ce este bine pentru noi. Uh, bun, să vedem ce noutăți ne mai aduce finalul acestui meci. Vedem că urmează meciul cu Salford City, echipă care sigur se va bate la retrogradare în 2023-2024 în realitate S-ar putea să se bată chiar și în FIFA Vin scouterii noștri pe care i-am trimis pentru anumiti jucători Să vedem și noi ce ratăm Dacă nu luăm jucători din ăștia În Bala în Enzola 75 overall Mi se pare că era ribel de contract acest Sau nu mai știu când l-am trimis Dar în fine mi-l tot sugera pe aici Și am zis să-l scoutim Să-l scouterim Wow, 6 milioane de euro, 4700 de lire pe săptămână. Păi mai bine vin în Liga a 4 că s-ar putea să câștigi mai mult pe la noi, bă băiatule, la ce over ai. Bun, în bala în Zola, 75 overall. Ioan, Ioan Boni, Ioan Boni, Ioane, ce să zic, 62 overall pentru el. 6-2 înălțime la Parma, 900.000 de, mii de uh, lire valorează el 3000 de lire pe săptămână foarte foarte tare uh, vreau să-l scouterim pe ăsta de la Bergamo Calcio wow doar așa ca idee Vivaldo 6,4 înălțime băi oameni buni și Thomas Norman și pe ăsta vreau deși uh, are 5-6 înălțime nu e ceva wow bun și mai avem pe Ayub Jabari, uh, marocan, 23 de ani, 66 înălțime, 60 overall, 425 de mii uh, de lire, cota lui de piață, 1300 de uh, lire pe săptămână, un salariu mai mic decât uh, ar avea la noi, cel mai probabil. Da. 6-6 înălțime, asta e foarte frumos, uh, ia să vedem, uh, stă bine la stețuri, bineînțeles că la defensiv n-are nimic, passing-ul e vai de capului. lui, mentalul praf, accelerație mică, sprint speed foarte mic, ăsta să iei ca balogan, să-l bagi acolo la un corner pe final de meci dacă ai nevoie să dea un gol, agilitate foarte mică, stamina foarte mică, jumping foarte mic, este puternic, Reacții nu prea are la agresiune este praf viziune nu avem uh, crossingul este 35 wow headingul este 56 deci e praf băiatul ăsta efectiv în opinia mea nu poate face mai nimic nu este ceva wow pentru dar interesant că este înalt. Și mai uh, facem un antrenament așa simulat, simulăm antrenamentele, că cine stă să le joace pe bune. Și vedem că ne întâlnim cu cei de la Salford și apoi cu Chesterfield, dacă nu mă înșel. Parcă așa am zărit. Ia să vedem. Nu, Chesterfield nu, nu, nu a promovat. Hartlepool. Hartlepool. Urmează pe 23, dar avem ceva timp ne odihnim. Uh, vedem că am avut o distanță destul de mare și între meciul cu Salford avem o distanță bună și între meciul cu uh, dintre Salford și uh, între meciurile pe care le portăm cu Salford și cu Hartlepool, după care avem o distanță foarte bună de odihnă iar Ceea ce e bine că vom face și antrenamente, ne odihnim, echipa va fi în regulă. Propun pe acest final de episod să ne uităm și pe Youth Academy, să vedem ce mai avem pe aici, să nu uităm. Îl avem pe Fisher care este left-wide back, 5-6 înălțime, potențial foarte bun pentru el. L-am trecut să facă. Antrenamente pe left-back și într-o săptămână va deveni left-back, va lua și în defending și în accelerație și în sprint speed. Uh, bun. Îl mai avem pe Herbert pe care îl așteptăm, el este pe balanced trecut la antrenamente tot așteptăm să crească cu totul 15 săptămâni să mai crească are o viteză destul de bună ca să-i spunem așa și o accelerație impresionantă fizic nu prea stă bine așa că vom încerca să-l antrenăm undeva unde să mai uh... Avem câștig de cauză și cred că aici este bine, față de 15 săptămâni 10, înseamnă foarte mult două luni jumate. Se antrenează și pe reacții și pe defending și pe fizic și accelerația aia o face și mai bună. Sperăm să crească. Are doar 15 ani și el și Fisher. Să vedem, poate Fisher, ia să vedem ce poate să facă el. Dă centrări bune. Hai să ne actualizăm, nu dă centrări bune, n-are decât uh, un pic de defending și în rest este... Mm. Deci el rămâne mijlocaș uh, lateral, uh, dreapta, uh, stânga, pardon, dând cu piciorul drept, îl avem și pe Herbert. Uh, mai avem pe Toma cu 47 overall, 6-3 înălțime, un potențial grozav pentru acest român, Ian, cu Toma, 15 ani, are... Iancu și vedem că este băgat pe defensive center back să se întreneze 37 defending-ul doar din păcate dar este puternic, are stamină uh, noi îl vom antrena în continuare pentru că vrem accelerație îl vom antrena aici și crește și destul de rapid uh, față de uh, balance ca să zicem așa, așa și ne interesează să fac aici heading cu asistente tackle și slide tackle reacții bineînțeles și short pass pentru că e important să știe să paseze ăsta este stilul nostru de joc pe apărare și avem nevoie de fundași cu o precizie extraordinară la pasele scurte uh, mai încolo după ce va mai crește puțin o nouă vom trece pe uh, nu știu probabil uh, nu știu, sweeper, Deși nouă ne trebuie accelerație foarte mult, dar trebuie să ia în defending și la fizic stă foarte bine. Sunt curios dacă l-am pune uh, mijlocaj defensiv pe acest uh, băiat, ce se întâmplă. 33 de săptămâni pentru el ca mijlocaj defensiv. Uh, vedem că urcă foarte, foarte greu pe alte poziții. Eram curios. Mai degrabă se face mijlocaj stânga-dreapta decât uh, uh, mijlocaj defensiv. Da. Și mai degrabă se face <laughs> right winger sau atacant. Ma. Dar nu are accelerație. Avem nevoie de un fundaș foarte, foarte bun central. Ce are 169 LBS. Băi, nu, mă, nu, 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 6 săptămâni rămâne așa. Mă gândeam să-l fac atacant, dar totuși, mă gândeam că poate dacă-l fac atacant ajunge la un over de, nu știu, 57-58 foarte mult și este înalt și, da, vom vedea, vom vedea. Îl mai ținem aici, îl creștem pe apărare. Și când îl vom promova la echipa mare vom vedea pe ce poziție joacă el cel mai bine uh, Și ne vom uh, interesa de situația lui Și vom încerca să-l transformăm acolo unde joacă cel mai bine Până atunci poate să facă defensivă, că nu este rău să știe și defensivă un atacant Îl avem și pe Dickinson, 6-2 înălțime, 171 de LBS-uri Mai bine pentru Dickinson decât pentru Toma Uh, 53 overall nu are un potențial grozav 65-87 dar pentru echipa pe care o avem noi este genial el se antrenează și mai are nevoie de două luni ca să mai facă puțin accelerație spre speed, de reacții și ori pas uh, stem tackle heading uh, bineînțeles uh, stamina și să fie puternic uh, ne interesează foarte mult și viteza la fundaj pentru că nu e vreun șul ca să zici, bă, știe poziționare și gata. Îl mai avem și pe Dei, 6-4 înălțime pe care l-am pus să facă antrenamente de fundaș uh, din uh, mijlocaj defensiv, deși noi avem nevoie de om acolo. Uh, el are doar 53 overall și m-am gândit că dacă îl băgăm pe poziția de fundaș, poate va avea un progres din ăsta genial și vom ajunge să avem un uh, fundaș de 60, overall poate peste o săptămână, ar conta foarte, foarte mult pentru noi, și atunci, dacă el va fi așa și va crește, nu ne interesează că se va opri la 71, ne va interesa să crească destul de mult, să fie înalt, este înalt și înălțime, și ori îi facem loc alături de Toma, pe viitor îl facem pe Toma atacant, de ce nu? Pentru că România fundaj nu prea are oricum. Îl avem pe Schulz care a împlinit 16 ani, 68, 72 overul pe care poate să-l atingă maximum acest uh, mijlocaș stânga. Uh, eu cred că este cazul să ne uităm la un development plan să vedem uh, ce antrenament ar mai putea face. Uh, weak foot uh, 3 stele, skill moves 4 stele, nu prea are centrări, uh, crește foarte greu uh, pe alte poziții decât inverter Dwight back, ăsta ar fi un antrenament bun pentru el, având în vedere că avem nevoie să dea pase lungi ar fi ok, dar crește foarte foarte greu, Ai 10 săptămâni eu zic să-l promovăm la echipă pentru moment, pentru că merită, bine ai venit în echipă Schultz, al doilea Schultz, jepe, hepe, în fine promovăm la echipa mare pentru că merită, Dei ei rămâne în continuare aici să facă antrenamente, până îl vom vinde pe Griffiths, până vedem ce facem. Așa, Murray, să vedem cât timp îi mai a lui Murray să devină mijlocaș central. Încă 5 săptămâni și vedem ce se întâmplă dacă lași un jucător timp de 50 și ceva de săptămâni, poate chiar mai mult, să se antreneze pe altă poziție pe care... Se presupune că el nu prea joacă. Vedem că nu prea a crescut, cine știe ce, adică chiar a stagnat băiatul foarte, foarte mult, a stagnat. -a, efectiv, n-a crescut, nu a vrut să crească cam nicăieri. Uh, el este pariul meu uh, sau, uh, dacă vreți, experimentul meu pe care l-am făcut. Poate am ratat un jucător extraordinar, dar ce să mai zic, nu mai contează. Asta este, am făcut-o. Mai avem răbdare 5 săptămâni cu el Să vedem ce face Și îl mai avem și pe Stevens Care este atacant 5 pe înălțime pentru el 71-79 potențial 143 de ori Cam undeva la 70 de kg. Da 70, 70 -un pic 70 cam așa cred A luat un over era pe poacer să vedem în 3 săptămâni va crește din nou ceea ce e bine va face spre speed ceea ce ne interesează ne interesează foarte mult ca acest jucător să vină cu un over bun atunci când va veni la echipă pentru că cel mai probabil ar trebui să-l înlocuiască pe Kent dar vedem ce mai apare până atunci ce mai aduc scoutării. 3 săptămâni, 3 săptămâni peste tot crește cam în 3 săptămâni și 7 pe balance. Vedem că nu are un fizic extraordinar, dar nici shooting-ul nu stă bine. Ce pot să spun? Să-l așteptăm în continuare aici? Să mai facă sprint speed, să facă poziționare, finalizare, shoot mai puternic, penaltiuri, să învețe să dea că nu are cine să bată penaltiuri la echipa asta bineînțeles, șuturi, voleuri, cum îi zicem noi, și agilitate pe care o vedem că este destul de bună și reacții, bineînțeles. Stamina contează foarte, foarte mult. Îl așteptăm în continuare să se antreneze tot pe aceeași chestie ca să aibă continuitate după care îi vom schimba, bineînțeles, antrenamentul. Foarte interesant. Cine are 17 ani? Că n-am observat a Dickinson care nu va fi promovat foarte curând și să vedem în Squad Hub pe acest final de episod că avem și aici de analizat iată Nova că a crescut din nou de mult din, din episodul trecut a crescut dar l-am mai lăsat așa și ia 20 de săptămâni să devină super keeper uh, să mai învețe poziționarei și handling sau uh, 12 săptămâni pentru diving și reflexe iar eu cred că este cazul să-l băgăm pe balanced pentru că a devenit un portar foarte bun noul oblah așa și să învețe de toate acum să facă accelerație sprint speed să facă poziționare să facă uh, kicking handling și diving că Ia 22 de săptămâni, adică 4 luni jumate, ceva de genul, 5, hai, ceva de genul, în fine, 4 luni, 5, 4-5 luni și aici 20 de săptămâni avem nevoie să echilibrăm acest portar cât mai mult posibil. Uh, Preston n-a mai crescut, Borges uh, nu mai crește, știm foarte bine, dar să ne uităm și la development lui, nu a mai dezvoltat nimic. Uh, să ne uităm și cât de fericit sunt jucătorii între timp. Foarte fericit ăsta este mulțumit de contract, este mulțumit de uh, timpul pe care îl joacă și player performance, dar uh, nu are nimic de spus despre team performance. Borges nu este mulțumit de playtime-ul pe care îl are, contractul este bun, Cuevas este mulțumit de, de contract și de timpul pe care îl câștigă. Ia să vedem ce development putem dezvolta la Cuevas Javi. Intercepțiile, am văzut că e foarte bun pe intercepții. Chiar am văzut treaba asta. Abia am învățat și el un pic mai bine weak foot-ul și nu știu dacă să rămânem la fel sau să băgăm aici să facă defending și mai bun, accelerație și mai repede sau pe aici sau pe aici, bineînțeles, agilitate, bol control, defensiv aware, slide tackle sau 13 săptămâni, asta îl băgăm așa. Chiar dacă ne interesează să facă accelerații mai repede, să fim serioși 13, mm, a, cam o lună. Cam o lună. L-aș băga aici să facă agresivitate, fizic, stamină, toate cele să crească. Avem nevoie să fie pe apărare bombă și să aibă o accelerație extraordinară. Trebuie neapărat să facem treaba asta. Bun. David, voi băi băiat, ce mai faci? Cum mai ești? Vine sănătos? Bun, în 3 săptămâni. Te aștept. Haide, ai 18 ani. Griffith nu mai crește, Paul nu mai crește. Bernard, mh, interesant. Uh, Thompson, ce faci? Băi băiatule, speranța noastră. Te-ai născut, te-ai născut, te, născut, te născut stare. Tu, tu, era la vogan, era la vogan, așa. La rul. Te-ai născut, te născut, talent și ai murit speranță. Vedem un heading execrabil, o accelerație cât de cât reacții praf, stand tackle, slide tackle, praf puternic, cât de cât stamina, nu prea așor pas, praf efectiv, două săptămâni pentru acesta să facă 58 overall, pe alte antrenamente ar dura mult mai mult, vedem că nu mai crește la jumping, nici nu avem nevoie la stamina, e ok pentru un fundaș central, avem soluții, sau trebuie să avem soluții ca fundaș central, îl lăsăm să-și facă acolo nevoile, ca să spunem așa, Morris, să sperăm că va pleca, a primit în episodul trecut ofertă Furnie, 58 overall pentru Furnie și cred că vom analiza doar echipa, doar faza defensivă în acest episod și urmând să continuăm cu partea de mijloc în, în episodul următor. Da, ăsta defending-ul tot praf pentru el, fizic stă extraordinar de bine, în 11 săptămâni va crește din nou, pe aceeași, pe sweeper, antrenamente specifice sweeper, vedem că sweeper ar fi bun pentru defensive aware, light tackle pe care nu-l are, agilitate, reacții și sprint speed stopper, da, tot fizic, dar avem fizic deja. 12 săptămâni și pe balance 21, deci foarte, foarte greu crește și David Fournier. Nu știu încă o să o apucăm. Ar trebui un pic de viteză, dar ce facem în rest? Haideți așa să învețe să dea și pas, să aibă reacții și ce să zic, să deposedeze foarte bine. 12 săptămâni pentru el Thomas nu mai crește din câte mi-aduc aminte, dar haideți să vedem. Da, nu mai crește. Cam asta a fost pentru Thomas. Și Mohamed, 55 pentru, pentru el. Foarte bine, interesant. Defending 51, intercepții 53, heading 56, defensive over 46, stand tackle 57, este foarte puternic, are stamina extraordinară, a făcut și accelerație, ceea ce e foarte, foarte bine, reacții nu prea are. 11 săptămâni așa, 11 așa, pentru attacking 12 săptămâni, pentru wide back 11 săptămâni și per total 23, foarte, foarte greu crește. Ce să zic, îl vom băga aici pentru că are 4-6, 4-6 și la intercepții la defensive ori 46, slide tackle 46, ceea ce e foarte rău, intercepții foarte, foarte nasoale, agilitate nasoală, balance nasol, ball control, long pass, crossing, îl lăsăm aici, încercăm să-i schimbăm antrenamentele și bineînțeles field care este, este ofertat de Dundalk, Uh, 56 overall pentru el nu mai crește și parcă și fostul nostru capitan Morris uh, este ofertat de Dundalk eu așa știam nu mai este pe bune uh, da eu știu care ofertă pe bune nu veni să ofertă în sezon în episodul trecut Mamă, deci, cum e asta? Ia să ne uităm. Am văzut apărarea, vedem mijlocul în episodul următor. Dar să ne uităm puțin. Parcă am primit mail de ofertare pentru el, nu? Nu, Moris transfer ofer. Drogheta. Și noi am acceptat. El a refuzat-o. Bă, bune. N-am primit niciun mail că a refuzat oferta. De ce nu ne arată că este oferta? Ne vedem în episodul următor, vă mulțumesc pentru atenție, nu uitați să vă abonați.